Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Săgetător, etalare pentru noiembrie. Din seria mesajelor pe care le-ați primit, ați primit un like atrage alt like. Dacă doriți mai multă dragoste, trebuie să manifestați dragoste. Aveți numărul 2. 2 înseamnă relații. Felul în care vă doriți să fiți iubiți, încercați să-l manifestați în afară. Și să-l replicați, să-l multiplicați cât mai des și cât mai mult. Dacă vreți ca cineva să se poarte într-un anume fel, încercați să vă purtați așa cum vreți voi. Cartea, setul de cărți a împărțit în două. Concentrați-vă pe dragoste, aveți compasiune față de voi, față de ego-ul vostru și față de ego-ul celorlalți. Dacă vreți să fiți iubiți de acest dragon, manifestați compasiune și dragoste și nu uitați, sau, ia uite ce frumos, și priviți la puterea voastră interioară. Ceea ce manifestați în această dimensiune se va manifesta la un moment dat într-o altă dimensiune sau invers, undeva în 5, în 6. Ce se manifestă în acele dimensiuni superioare se poate manifesta aici pe pământ în 3D, pentru că sunteți puternici și sunteți mai ales mai puternici decât realizați. Aveți numărul 11, unii dintre voi număr maestru și aveți, uite, 11 și 30, am crezut că e 10 și oricum. Iertați pe cineva, lăsați ca iertarea să vă ghideze, să vă atragă dragoste. În momentul în care iertați, manifestați dragoste și primiți dragoste. Concentrați-vă pe dragoste și undeva atrageți într-un fel sau altul dragoste adevărată. Chiar aici, în spatele puterii voastre interioare, pentru că sunteți puternici, puteți să atrageți această flacără geamănă, că avem 11, da? Flacără geamănă. Acea dragoste specială, dar trebuie să iertați, poate chiar trebuie să iertați chiar această dragoste, poate să varieze de la personaj la personaj. Însă, concentrați-vă pe dragoste. Iar vorbesc repede ca la balanțe. Nu știu de ce. Am prins viteză. Poate pentru că sunt un pic în urmă, nu știu, sau pentru că m-am simțit o lecuță mai bine și vreau să recuperez. Din cauza asta nu am făcut etalele la timp, pentru că nu m-am simțit bine. 2 și cu 4, 6. Manifestați dragoste zi de zi față de voi, față de dragonul din voi. Față de dragonii din ceilalți și veți primi și dragostea aceasta adevărată cu ajutorul îngerilor. Pentru că dacă oferiți dragoste, veți primi dragoste. Nu musai de la aceleași persoane. Nu, nu. Nu musai de la aceleași persoane. Dacă sunt unii care v-ați purta frumos și totuși ei nu știu să se poarte frumos, nu. Dumnezeu va duce, tocmai pentru că sunteți puternici, trăgăstoși și ok pentru cei care sunteți, da? Pentru cei care sunteți, practicați și iertarea, vă va aduce această dragoste într-o formă sau alta mai devreme sau mai târziu. Și repet, nu musai de la anumite persoane la care așteptați dragostea. Poate să fie dintr-o altă direcție. Dar e dragostea adevărată. Și asta e cel mai important. Ideea este să simțiți, să vă mențineți inima deschisă. Și pentru că sunteți puternici, în interior. Frumos. Din cealaltă serie ați primit 5 de aer. 5 de aer vorbesc, după cum vedeți, niște măști. Trebuie să vă dați măștile jos. Trebuie să vedeți în spatele acestui, uite, e și o romanță aici, este dorință fizică, în spatele acestui dragon. Dar în spatele aparenței poate să fie o inimă foarte fragilă și foarte sensibilă. O adevărată dragoste, cum am văzut mai devreme. Probabil că unii oameni vă văd foarte puternici și voi sunteți de fapt foarte blânzi și iubitori și profunzi. Unii, nu toți. Unii. Cei care lucrați, da? Pe vibrație 11, pe vibrația sufletelor gemene, pe vibrații înalte. Cei care lucrați pe numere maestre sau aveți, sunteți influențați prin data naștere, prin numere, numărul de destin. Da? Sau prin ceva. Însă, la fel, măștile frumoase pot să arate și dragoni în spate, oameni orbi, oameni care nu văd adevărul, nu văd lucrurile reale. E o mască frumoasă aici.
Și în spate, da, aveți grijă să nu vă îndrăgostiți de cineva doar pentru că arată bine și în spate să descoperiți, vai, cine știe ce. Da? Cine știe ce. Oameni care nu vă văd valoarea, frumusețea, calitățile. Cinci de spade în tarot înseamnă și conflicte mentale. Conflict mental între, a, interesant, da, între ceea ce vedeți voi cu sufletul, sau mai bine zis, între... Da, să continui ideea. Între ce vedeți cu sufletul și ceea ce vedeți cu ochii trupești. Alt conflict mental între ceea ce manifestați în public cu această mască și ceea ce manifestați în viața voastră. Uf, deja simt supărare și ceea ce manifestați în viața voastră zilnică. De-aia, unii trebuie să vă concentrați pe dragoste pentru că puteți să vindecați pe mulți. Unii oameni vă văd frumoși, dar nu știu cât de supărați sunteți. Pentru că v-ați orbit în relații care nu v-au oferit ceea ce meritați. V-ați păcălit. Nici nu mai vreți să vedeți uneori realitatea. E atât de dură pentru voi și totuși v-ați arătați, vai ce minunați. Când vă dați masca jos, masca pe care o purtați în public, acasă, unii dintre voi plângeți. O, Doamne, și e un trăsnet. Ce interesant, e un trăsnet, e un moment de trezire. E un moment de trezire. La capătul setului de cărți, oh, da, ce drăguț, am mai văzut 6 de cupe mai devreme, 2 de monede, trebuie să alegeți. Trebuie să faceți niște jonglerii. Aveți multe activități de făcut. A, da, și trebuie să alegeți totuși. Să vă alegeți pe voi, să vă centrați, dragii mei. Uitați-vă o inimioară. Nu lăsăm să vă uitați la inimioară, da? Ok. Concentrați-vă pe stabilitatea voastră, pe sănătatea voastră, să crească aici, să crească aici, să vă revitalizați sănătatea, pentru că dacă jonglați cu prea multe activități, vă consumați energia. Da, aveți și probleme, plângeți, da? În public, aveți multe de făcut în public. Nu neapărat că sunteți persoane publice, da? Înțelegeți. Oricum, aveți un suflet pereche care vă oferă, ia uite, seamănă într-un fel, vă oferă inima, vă oferă emoții frumoase, pozitive. Sau poate voi oferiți cuiva. Dar, 6 de apă. Oferiți, da, oferiți din suflet ca să primiți. Exact, exact ca și aici. Oferiți, parcă ar fi același personaj, dar văzut din față, da? Frontal. Și cred că și aici o coroană, dacă nu mă înșel, da? Oferiți din suflet tuturor, pentru că nu știți în spate ce este. Numai Dumnezeu știe. Oferiți în suflet, din suflet. Și cred că mulți oferiți și totuși lumea nu știe cât suferiți voi în spate. Aveți o trezire cu acel trăsne și regina de aer. Aveți o trezire. Înțelegeți lucrurile dintr-un alt punct de vedere profund. Înțelegeți dragostea, înțelegeți multe lucruri, înțelegeți o așteptare. O poveste de dragoste. Iar dragoste am văzut și mai devreme. Și destinul. O poveste de dragoste pe care destinul v-a adus-o în față, în viață, dar pe care a trebuit să o aștepta să se manifeste din niște motive. Probabil că ei trebuiau să vadă niște lucruri în voi, probabil că voi trebuia să vedeți niște calități pe care le aveți, da? Sunt multe motive. Interesant mesajul pe care, sau mesajele, interesante mesajele pe care le-am primit la voi. Sper să vă bucure, sper să vă găsiți mesajele care rezonează cu voi. Acum, mă pregătesc de crucea celtică. În timp ce am amestecat acest de cărți, care încă mi este foarte drag pentru că este foarte la obiect cu arhetipurile umane, de fapt. A vrut să se arate 10 de băte și male preot. Unii dintre voi ați fost clar într-o căsătorie care v-a consumat, dar ambele pentru mine înseamnă căsătorie. Ambele pentru mine înseamnă legătură de lungă durată. Legătură de lungă durată care poate să însemne și la job,
pentru că mare preot poate să fie foarte bine un angajator și voi să fiți subalterni, care aveți multe de făcut. Poate să fie o legătură de lungă durată, o prietenie de lungă durată. Da, pentru că, în general, mare preot înseamnă stabilitate, angajament, dar care v-a consumat, a trebuit să munciți atât de multe încât voi nu v-ați mai putut ridica privirea, ia uite, de-aia și plângeți unii dintre voi, nu v-ați mai putut ridica privirea către cer. Într-un fel sau altul. Nu pică. Nu pică. În ce sens? Într-un sens autentic. Pentru că marele preot înseamnă și tradiții, poate că ați tras de această relație, poate să fie și familie, responsabilități pentru familia din care vă trageți, da? Nu neapărat pentru un cuplu. Responsabilități la job. Ați muncit pentru că așa ați fost învățat. Dom'le, așa e bine. Așa e bine. Nu te despărți, nu ieși din job, păstrează-ți job-ul, fii stabil, da? Nu contează cât de slugă ești. Nu contează cât de oprimat ești. Ține acolo de lucruri, da? Că îți dă stabilitate. O stabilitate care v-a epuizat. Tradiția, cultura, familia v-a învățat într-un anume fel. Eventual și spiritualitatea pe care ați primit-o undeva acasă, v-a învățat să fiți așa, să munciți, să vă angajați la multe, că tot am văzut, am zis, vă angajați în multe. Și șase de cupe înseamnă, șase de apă înseamnă și vindecare, eu așa văd, vindecare emoțională, spirituală, ia uite, sunt niște mătănii, vindecare spirituală și regina de spade înseamnă, iar înțelepciune, creștere spirituală, o vibrație înaltă. Oh, deci asta am văzut. Asta a apărut. Eventual, dragii mei, în momentul în care renunțați la aceste responsabilități, înțelegeți, îl înțelegeți pe Dumnezeu, înțelegeți tradițiile, legile în care v-ați născut dintr-o altă perspectivă, care vă dă viață. Că dacă renunțați la 10, rămâneți cu una, cu asul. Asul care înseamnă inspirație. Vreți să construiți stabilitatea voastră? Sau există un semn de pământ în preajma voastră, într-un fel sau altul? Sau cineva care vă dă stabilitatea de o zi, că vreți să munciți, că am văzut și 10 de bute pentru stabilitatea voastră? Săgetător, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord. Ia uite, relații karmice, familia, tradiții, șabloane, clișee. Săgetători. Măi, noi cei cu marcaje în săgetător, noi, că și eu am, avem libertatea pusă în suflet, însămânțată de Dumnezeu de când ne-a făcut. Valetul de spade. Râmpărăteasa. Șase de bâte. Cavalerul de bâte. Patru de spade. Un semn de aer pentru unii sau cineva cu marcaj puternic. Cinci de bâte. Am văzut 10 de bâte, acum am văzut 10 de spade, măi săgetător, dragii mei. Regina de spade, puf. 3 de bâte. 10 de cupe, super, super. E frumos că visele ne vindecă. Am mai apărut ideea asta, nu mai știu la ce. La rac, cred că, ideea asta de vise care ne vindecă. Ce reușiți să manifestați. Da, o să revin atunci când va fi. Ia, uite, iar s-a oprit aici. 10 de bute, da? 10 de bute, asul de cupe, dragii mei. În momentul în care renunțați la aceste responsabilități, puteți să vedeți iubirea din jurul vostru, puteți să o vedeți, ia uite. Vă dați acest pansament, vi-l dați jos. Și puteți să vedeți dragoste, bucurie, suflete perechi. Lecția spirituală. Da? Găsiți această lumină interioară în întuneric. Unii dintre voi sunteți vă consumați într-o poveste de dragoste cu un semn de apă, pentru unii există și varianta asta, în care sunt secrete, sunt lucruri confuze, tăceri și bucurii și emoții pentru unii. V-am dat deja niște mesaje. Haideți să vedem. Central, valetul de spade. Nevoia de comunicare, poate chiar să spionați pe cineva. Și spionaj nu înseamnă musai, vai, că puneți camere video, nu, dragii mei. Spionaj înseamnă și când ascultați etalări de tarot
despre anumite personaje, să vedeți și voi ce se întâmplă, măcar așa să presupune, să dați și voi așa cu zarul, da? Valetul de spade. Pentru unii poate să fie cineva cu marcaj în semn de aer, clar, pentru că apar încă vreo unelte, 4 cărți de aer. Clar, un semn de aer este în sufletul vostru, într-un fel sau altul. Acum, ideea este că nu s-a întâmplat prea ok ce s-a întâmplat, pentru că aveți nevoie de vindecare. Simțiți răniți și voi și ei. Dacă e sufletul vostru geamăn, când sunteți voi răniți, este și el rănit. Când sunteți voi bucuroși, este și el bucuros. Un semn de aer care a fost foarte imatur. Sau cineva cu marcaj acolo. Și dacă nu-i semn de aer, este un personaj care s-a purtat pentru că varianta lui negativă, asta pentru că aveți, ia uite, 4 de spade și 10 de spade, adică n-a fost tocmai ok, da? Pentru unii, acest personaj nu contează zodia, poate are ascendent și voi nici nu știți, da? Acest personaj are tendința să fie imatur, să se concentreze pe bârfe, pe nimicuri, pe discuții simpliste. Provocarea este această împărăteasă. Provocarea este să crește, să vă ridicați în vibrație. Provocarea ar fi să manifestați varianta voastră superioară, femeia divină, mai ales doamne, da? Dacă aveți de-a face cu un bărbat imatur, tânăr, eventual mai tânăr decât voi, păstrați-vă maturitatea, păstrați-vă vibrația. Clar, unele doamne au fost cu un bărbat mai tânăr. Sau nu neapărat că au fost, că v-a curtat, că vă studiază, că vă urmărește, că a comunicat imatur, că și-a dorit o aventură, că a vrut să atragă atenția, iar și v-a creat conflicte, variază. Dar dacă, doamnelor, sunteți voi aici, păstrați-vă vibrația. Pentru că finalul este regina de monede, păstrați-vă valoarea, dragilor doamne. Unele doamne sunt cu aspecte însăgetător, ați lucrat de mult timp. Acum ia uite că aveți 5 de aer, poate acest semn de aer trebuie să vadă în spatele măștilor pe care le afișează. Poate că afișează zâmbete și de fapt suferă, da? Suferă după voi, iar este un alt mesaj și știu că e pentru cineva. Pentru unii, provocarea să fie cineva cu marcaj în balanță sau în taur. Pentru alții, să fie o mamă, soția cuiva, mama copiilor cuiva. Influența aceasta maternă să fie cea care provoacă într-un fel sau altul povestea. Să se manifeste în bine sau în rău. E o provocare, e o quadratură. A trebuit să clarific și nu știu dacă îmi permite starea mea acum să și clarific. Încercați să luați mesajele așa din prima mână. La baza acestei cruci este 6 de bâte. Să zicem că sunteți voi. Așa îmi place. Voi victorioși, voi atrageți atenția, pentru că săgetătorii atrag atenția. Semn de foc. Orice ați avea în semn de foc, atrage atenția, sunteți victorioși și totuși aveți nevoie de o pereche care să fie la înălțimea voastră. Doamnelor, aveți nevoie de cineva la înălțimea voastră. Dacă ceilalți sunt de acolo din mulțime, cât ați fi voi de înțelegător, pentru că săgetătorii au o latură foarte sensibilă și înțeleaptă și spirituală a lor, unii, cei care lucrează cu ei, cât ați fi când o regină vorbește cu un slujbaș, nu e același lucru. Trebuie să-i dați timp slujbașului să ajungă cavaler, să ajungă rege, știți cum? E o cale, măcar pentru trezirea lor. De-aia că a apărut un trăznet. Trăznet ar putea să fie trezirea lor. Pentru cine ar fi mesajele, vedeți și voi. Însă, voi cuceritori. Am dat prima variantă în care voi ați fost, ați fost contactați de un personaj mai tânăr, imatur, care a dorit să atragă atenția, a vrut să vă cucerească chiar cu 6 de bâte și valetul de bâte, poate să fie și cu marcaj în leu, a vrut să vă cucerească, v-a creat conflicte în viață și acum trebuie să vă vindecați și voi și ei. Trecând peste varianta asta, voi atrageți atenția și acest personaj a fost atras de voi că n-aveți cum, atrageți atenția. Împărăteasa și
6 de bâte. Aveți victorie, aveți abundență într-un fel sau altul. Și s-a creat pasiunea. Cineva a făcut o pasiune pentru voi. Poate și voi pentru ei. Posibil să fie și la distanță, nu știu de ce, așa simt distanță, pentru că, ba știu, pentru că acest cavaler de bâte merge până departe, până în Egipt, până în deșert, până trece mările și țările, da? Când e îndrăgostit sau îndrăgostită. Pasiunea a fost din partea și a voastră și a lor. Însă această pasiune a creat conflicte. Au apărut bârfele, cum am zis mai devreme. Mare grijă să nu dați atenție la bârfe. Poate că ei dau atenție la bârfe, poate că pe ei interesează ce spun prietenii, familia și tradiția, cum am zis mai devreme, cu felul, familia, mai bine zis. Da? Vecinii și tot așa. Sunt niște conflicte. În prezent, conflicte. Între voi și acest semn. Acest personaj. Nu obligatoriu semn de aer, dar cu un marcaj într-un anume fel. Repet, pe unii poate că pe acest personaj îl influențează mama, pe unii. Pe alții, pentru alții, voi sunteți într-o vibrație înaltă și acest personaj trebuie să se ridice, să vă cucerească cu adevărat, nu să creeze bârfe, nu să stea în, să se lase influențați de prieteni și de familie și de cine știe cine. În viitor apare 4 de spade. Se pare că s-a creat un 3 de spade, niște dezamăgiri de s-a ajuns la 4 de spade. Aveți nevoie de liniște, de contemplare, da? 4 și 5, da? De contemplare, de meditație, ca să înțelegeți situația. Și ei au nevoie. Asta pentru că sfatul, ia uite, au fost niște dureri, nu? 3 de spade, 10 de spade, dezamăgiri maxime, mari, imense. Poate că v-a și bârfit, dacă nu ați fost cu acest personaj, poate că v-a și bârfit, că așa fac unii oameni, știți? Dacă nu le dați apă la moară, sau doamnelor, mai ales doamnele, da și domnii, dacă nu vă lăsați cucerite din prima de anumite personaje, încep și vă bârfească. A, eu de fapt am fost, stai, nu, că e la picioarele mele și de fapt voi nici nu vă vedeți, știți, de viața voastră, dar ei vă bârfesc. Ei, aceste spade pot să fie bârfele cuiva. Și clar există această influență exterioară, regina de spade. Pentru unii, clar, e marcaj puternic în semn de aer. Repet, poate să aibă și ascendent, nu neapărat soarele. Sau Venus. Venus, în semn de aer. Sunt multe variante. Deci acest personaj v-a rănit. V-a rănit, într-un fel sau altul. De-aia voi, în viitorul îndepărtat, încă vă mai vindecați. Dar e bine că dacă acum scăpați de 10, în viitor rămâneți doar cu 4. Doar cu legătura spirituală care se creează între voi și Dumnezeu în aceste momente de meditație, de odihnă, de contemplare, de izolare, izolare de ei măcar. Deci sfatul este să vă ridicați. Să vă ridicați, să lăsați, da? Să lăsați responsabilitățile și să vă vindecați. Și să vă bucurați de viață. Să vă bucurați de abundență. Aici este provocarea, să fiți împărați, împărătese și să lăsați această situație. Să-i lăsați pe ei să crească în liniște. Da? Pentru că unii v-au pus în tăcere. Pentru că e o lecție spirituală, mai ales pentru ei, pentru cei care v-au rănit. Mai ales pentru ei. Deci, sfatul, ridicați-vă, renașteți. Stabilit, da? Exterior, am zis, personaj. Probabil varianta negativă pentru unii. Acum, cei care ascultă și sunt semne de aer, nu vă supărați. Trebuie să țin cu săgetătorii. Unu, pentru că e talarea lor. Și doi, ar trebui să clarific, dar ceva s-a întâmplat clar. Altfel nu ar apărea aceste suferințe. Iubiți-vă pe voi înșivă. Aici este provocarea. Să vă iubiți. Să vă respectați. Nu știu că am mai zis, repet. Iertați. Că împărătea sa iertă. Dar nu trebuie să permiteți. Una e să iertați și alta să permiteți. Dragostea adevărată se poate manifesta în multe feluri. Asta nu înseamnă că trebuie să picați în capcană, în tentație. Posibil semnul de aer să vă iubească, dar să nu știe să arate. Corect.
Posibil. De ce vă este teamă? De un alt semn de foc eventual. Pentru unii să fiți între semn de aer, semn de foc și semn de apă. Trecând peste asta. De ce vă este teamă? Că vă pierdeți speranța în această poveste? Că nu vedeți oportunitățile în această poveste? Probabil că este și o distanță, o apă cel puțin, trebuie să călătoriți către o anumită persoană ca să manifestați patru de bâte, relația stabilă, bucuria, relația, am zis. Aici este în poziția fricilor. Posibil și faptul că nu se poate călători acum, explică de ce apare trei de bâte în poziția fricilor. Vă obosește și așteptarea, pentru că e așteptare și în poziția fricilor vă obosește așteptarea asta. Să stați cu ochii în zare. Unii dintre voi, pentru că cartea optimistă a speranței, v-ați pierdut speranța. Măcar într-o poveste cu cineva anume, cu acest personaj eventual care v-a rănit. Pentru unii, dragii mei, poate să fie și mama, care, mama voastră, care v-a rănit într-un fel sau altul. Se poate. Sunt multe cazuri pe această planetă. Multe cazuri. Ce vă doriți? 10 de cupe. Dragoste! Dragoste. Dragoste adevărată? Unde era? Focus on love? Dar nu asta vreau să văd. Nu asta la altă. Ia uite, pentru că sunteți puternici, asta vă doriți. Dragoste adevărată. True love. Asta vă doriți. Să vă dea Dumnezeu, să manifestați așa ceva. Dar revin, trebuie să iertați pe cei, iertați pe cei care v-au rănit. Iertați, ca să înseamnă să fii pe vibrație înaltă. Să ierți. Dar să nu îngădui. Frumos. Vă doriți să visați, să vă bucurați de viață? Da, să vă bucurați de viață după ce lăsați trădările, minciunile, dezamăgirile, suferințele, bolile. Doamne ajută! Dacă aveți niște probleme de sănătate, eu zic că vă veți vindeca, pentru că apare regina de monede. Regina de monede e energie stabilă, practică. Vă veți găsi echilibru. Vă veți împământeni. Vă veți găsi valoarea. Aici e provocarea să ajungeți până la împărăteasă. Vă veți găsi valoarea, creativitatea, fertilitatea. Patru de cupe. Sunteți voi semn de foc? Ah, interesant, unii dintre voi semn de foc sau cu marcaj însăgetător s-ar putea să vă găsiți stabilitatea lângă un semn de pământ. Eventual cu marcaj în Capricorn. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Ia uite, Capricornul. Pentru unii. Sau un Capricorn să încerce să vă ofere, dar pentru acest lucru, ca să se manifeste ceva, trebuie să se blocheze o căsnicie sau o legătură de lungă durată. Altfel, ajungeți în trior sau relații toxice. Oricum. Da. Dacă voi sunteți aici săgetătorii supărați, pentru că clar aveți o supărare, da? Cu 10 de bâte și cu 4 pardon, 10 de spade și 4 de spade, clar aveți o supărare din partea cuiva. Dacă voi sunteți aici, posibil cineva cu marcaj în semn de pământ sau o persoană stabilă, financiar, emoțional, să vă ofere o cupă a prieteniei măcar. Repet, poate să fie și pasiune, evident, poate să fie și un Capricorn, poate să fie o persoană autoritară, dar ca să manifestați varianta frumoasă a acestei povești, oricine ar fi, trebuie să pună capăt, să blocheze o căsnicie pe care am văzut-o toxică, da? Și să manifeste vindecare, varianta superioară a săgetătorului, asta e. Eventual voi puteți să-i vindecați, să-i inspirați. Poate că voi, pentru că v-ați vindecat, să-i puteți vindeca și pe alții, da? Un like atrage alt like. Vindecarea voastră atrage vindecarea altora.
Trezirea voastră, puterea voastră interioară atrage această dragoste profundă, puterea lor, mai ales când aveți de-a face cu sufletele gemene. Însă, revin, finalul, regina de monede. Vă regăsiți valoarea, stabilitatea, creativitatea, creșteți financiar, superb. Și vă vindecați cu 4 de spade. Vă vindecați, vă echilibrați mental. Dar pentru asta trebuie să mai stați o lecuță. Dar, dragii mei, nu mai sunt spade în voi. Nu mai sunt spade în voi în viitor. Se ridică durerile. Doamne ajută, se ridică durerile. Deasupra le agățați undeva în cui durerile, dezamăgirile, le puneți într-un jurnal, eventual le scrieți și vă eliberați de ele. Sau, interesant, poate scrieți o carte despre așa ceva, că tot vorbim de creativitate și de abundență, o carte care va fi bine vândută. E drăguț cum a venit mesajul, dar o fi pentru cineva, Doamne ajută. Ia uite, cărți intime, Marea Preoteasă. O, și soarele. E o poveste secretă care va aduce multă, multă fericire. Și cu acest personaj, am zis că vă vindecați unul pe celălalt. Ia uitați. Vă oferiți fiecăruia, unul celuilalt, câte ceva. Exact esențialul de care are celălalt nevoie. Săgetător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, săgetător, energia. Oh! Am zis că cineva e, ia uite, 5 de bâte. A doua oară, cineva este foarte gelos, vrea să se lupte pentru voi. Vrea să se lupte pentru voi. Dar voi vă concentrați pe sănătatea voastră, pe renașterea voastră. Pe renașterea voastră, pe sănătate, că împărăteasa înseamnă și sănătate. Da, vreți să mergeți mai departe cu faetonul. Poate cineva semn oracului să fie gelos sau cineva cu marcaj în semn de foc gelos, iar... Săgetător. Ok. Oh, și la balanță a venit în aceeași poziție, dar bine, nu chiar, un pic invers. Balanță, probabil că balanță v-a mințit, s-a mințit pentru unii, nu toată lumea. Dar trecând peste asta, asta că a apărut și la balanță în aceeași poziție, doar că a venit așa. Doar că a venit așa. Iar apare faetonul. Trebuie să mergeți mai departe, să depășiți minciunile, autosabotajul, că poate și voi v-ați mințit. Ați crezut, ați sperat că aveți tendința uneori. Săgetătorii au tendința să fie prea idealiști, ca și peștii. Ca și peștii. E Jupiter. Despre optimiști. Ei, și în povestea asta v-ați cam pierdut optimismul. Ați văzut o altă realitate, da? Care nu-i plăcută? Nu e plăcută. Încă o carte pentru săgetătorii. Deci cineva gelos, cineva care se păcălește într-o relație în care nu este satisfăcut, satisfăcută. Săgetător, soarele nu venu să ascendent. Soarele nu venu să ascendent. Am zis, ia uite, am zis semn de pământ. Mai, e un semn de pământ care vă dă stabilitate. Ia uite, regina de monede și regele de monede. Oh, interesant. Și nu vorbesc de semn de pământ, musai. Și împărăteasa ar putea să fie, dar nu musai. Este un personaj care vă este predestinat, este... ce vreau să zic? Faceți cuplu divin cu acest personaj, regele și regina de monede. Regele și regina de monede, cu care puteți avea abundență. Viața intimă. Dacă v-ați păcălit în niște relații, pe scurt, cineva cu marcaj puternic, marcaj, nu zic musai semn de aer, cu marcaj puternic în semn de aer, v-a dezamăgit. Asta ca să nu zic păcălit musai. E o dezamăgire, e o nemulțumire, e o neîmplinire din punct de vedere intim. Un semn de foc este alt semn de foc. Posibil este gelos pe voi. Dacă voi intrați în legătură cu acest personaj, regele de bâte, care vă poate oferi satisfacții multe și pe timp îndelungat, adică rezistă mult timp,
și vă veți bucura de acest personaj, va fi undeva în jurul vostru, posibil semnul de aer, pentru că spada aproape, sau un alt semn de foc care vă urmărește, gelos. 5 de bâte, 5 de bâte. De două ori apare semnul. Da? Însă, ia uite, luați-o de la 0. Luați-o de la 0. O, ce frumos! 0 și 1. Da, și lăsați, ia uite. Și manifestați o nouă dragoste, pentru că apare turnul, trăsnetul. Ați fost înșelați în niște așteptări. Ați fost înșelați, dragii mei. E a doua oară când apare 10 de spade. Ați plâns, ați stat singuri, da? În timp ce ei se iubeau cu altcineva. A ta etere. Cum? Știu că unii săgetători, nu știu ce au făcut, au plecat de acasă, alții poate n-au plecat. Vorbesc pentru oameni normali acum. Vorbesc pentru oameni normali. Și regele de bâte este un personaj potent, evident. Poate prea epatant uneori, măcar în viața voastră personală intimă, s-ar putea să fie prea intimidant cu această energie. Și eventual doamnele ar putea fi oarecum speriate de ceea ce ar putea să primească de la acest rege. Însă, acest rege vă apreciază și dacă voi vă apreciați, cu atât mai mult vă va aprecia și el. Să nu uitați că trebuie să o luați de la zero, să renașteți. Ia uite, renaștere, renaștere, renaștere. Și să manifestați ceva nou. Aveți toate resursele. Dați-vă încredere, speranță și timp. Timp cu răbdarea asta să vă vindecați. Cam atât, dragii mei, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător. Sper că v-a plăcut, sper că ați înțeles mesajele și că am confirmați ce cu ce rezonează. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vindecare, bucurii și tot ce mai doriți. Soare în suflet. Pa, pa!